Deci nu am avut, domnul Florin, ca să ne înțelegem, da. nici măcar un leu de la primăria din Onești. Și încă o dată mulțumiri să trăiți, domnul Lemnaru, mulți ani și bine și tot ce vă doriți dumneavoastră, dar se crease o atmosferă foarte periculoasă în Onești. Și dacă spuneai, eu atunci nu eram în priesă, vă spun acum. și acum sunt situații în care oamenii doresc să-și păstreze anonimatul, dar noi observați, televiziunea exclusiv, suntem la vedere. Și acum o să fac două precizări înainte de a vorbi din nou cu, cu Florin. O să rugăm Asociația uh, Caselor de Cultură, Sindicatelor, Asociația Națională, să ne dea un drept la replică, pentru că am adus în discuție și le spunem în mod clar că suntem nemulțumiți de modul cum au gestionat și faptul că nu au controlat Casa de cultură din Onești pentru că aveau uh, această atribuție prin consiliul de administrație. De asemenea, pentru a o a oară îi solicităm domnului Teodor Adobricăi, sau Teodor sau Toader, nu mai știm nici noi cum îl cheamă, îl rugăm foarte mult să vină să dea un drept la replică. De ce se ascunde, dragi oneșteni, Teodora Dobrica? Noi suntem deschiși, aici spunem, nu facem acuzații, nu atacăm persoane, noi spunem ceea ce se știe de fapt în Onești și din ceea ce ni s-a întâmplat nouă cetățenilor din Onești. Dar vreau să vă mai gândiți la ceva. Toate vedetele astea tinere pe care le vedeți acum la televizor sau pe la televiziuni locale, centrale, au fost la Onești, au fost promovate aici, aici au, au fost lansate mi-aduc aminte că uh, domnul Octavian Ursulescu, Taviu Ursulescu care venea ades la uh, manifestările organizate de Electrostar, el uh, chiar și scria atunci la actualitatea muzicală, la revista de specialitate, chiar a pus un titlu, uh, uh, Copii din toată țara, uh, uh, îndreptați-vă către Onești. Deci, într-adevăr, așa era. Copiii din toată țara se îndreptau uh, uh, spre Onești. Copiii aceia au devenit vedete, dar nu către Casa de Cultură, pentru că, a... că noi da. am scos bani din buzunar. Uh, deci, uh, firmele private. Da, da, da. Păi asta vreau să spun, copiii aceia au, au devenit vedete în condițiile în care uh, Clubul Star Music, care funcționa uh, în cadrul firmei ElectroStar, patronată de dumneavoastră, în condițiile în care uh, pentru activitatea aia nu s-a primit niciun bani de la Consiliul Local, Uh, mai ales de la Consiliul Județean, care Consiliul Județean a finanțat și Tiamu. Deci, acolo au fost bani, da. la Tiamu au fost. Ei, hey, de ce, de ce nu, nu a făcut și a uh, uh, Că avea firmă, este patron de firmă, putea să facă pe firma lui, așa cum și dumneavoastră ați făcut pe firma noastră ajutat de, părin, de părinții copiilor, fiecare cum, 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 putea. cum putea, dar s-au lăsat vedete, pentru că asta a fost o altă gogoriță pe care cei din Consiliul Local au spus, noi dăm bani la Tiamu pentru că, că facem. Dar, uh, nu dăm la firme private. E corect, într-un fel. la Tiamu, pentru că uh, ajutăm cultura uneșteană. Cu ce? S-a lansat, a lăsat, a lăsat vreo vedetă din, din, uh, în ultimii 25 de ani din ăștia 50 de miliarde cheltuiți. Păi de-am spus eu la un moment dat cu 50 de miliarde ăștia să puteau plăti 10 școli de muzică, să puteau plăti profesorii, veneau să pregăteau copii gratuit din banii ăștia 50 de miliarde și vă spun că acum aveam vedete, aveam vedete cum am avut și înainte, cum le promova domnul Eugen Bertea, Dumnezeu să-l ordinească în pace, pentru că el nu a umblat cu lucruri de-astea urâte cum a umblat domnul Adobrică, nu? Bun, de ce crezi hai să se peste asta e clar, nu s-a dorit ca persoane serioase, nu vorbesc aici de mine, vorbesc de alți colegi de mei, avem profesori de muzică în onești, avem instructori de dans de dansuri populare, de dansuri moderne, dans modern. Și aici dau trei nume, da? e vorba de profesorul Munteanu, e vorba de Francis Kenneschel la dansuri populare, e vorba de Marius Crudu. Marius Crudu a fost alungat, ați văzut și în interviu cu Iustin Gondoș, de, de, acest domn care, ca și cum ar fi fost pe moșia lui, la dat afară deși Marius Crudu a reprezentat România la secțiunea tineret la Sanremo și nu sunt singurele cazuri. Iată a venit momentul ca oneștiu să decanteze într-un fel tot ceea ce s-a întâmplat și am spus așa: paharul s-a umplut, este momentul ca oneștenii să și recâștige casa de cultură, desigur prin mijloace democratice. Noi am făcut sesizări la instituțiile statului care în mod garantat avem mare încredere, își vor face datoria. Spunem totuși, revenind, de ce crezi că a plecat Tony cu discoteca? Deci chiriași, unii chiriași au fost pur și simplu aduși în situația în care au trebuit să părăsească spațiul casei de cultură, ca să vină alții. Cum vezi tu această problemă? Ce ți-a spus Toni? mi-a mi spus da, nu i vorba numai de Toni Anton, ci e vorba de aproape toți comercianții care au chiriat spații acolo și care în mod repetat mi s-au plâns, nu numai mie, în mod repetat s-au plâns că sunt jupuiți practic de, de Teoda care mărea, mărea uh, chiria și bani, nu numai chiria, că le cerea bani că mai trebuie pentru lumină, pentru aia, pentru aia, pentru aia. Deci a, ați văzut și domnul Tudureanu, el când Acolo când se mută în alt spațiu Deci fuge când vede Numai, numai să nu fie cheltuiel Iarna se duce în altă parte, vara vine aici Dar la orice, că s-a mărit cu tare Deci pur și simplu îi jupaie pe comercianții De acolo primește miliardele pentru Tiamo, nu face nicio activitate culturală, ia și taxe de la, de la participanți și Bine, mersi, adică și acum văd că nu o să răspundă el, o să răspundă Teodor, Teodor cu e, nu Toader, pardon, o da. să răspundă Toader a Dobrică care el n-a făcut nimic, a făcut Teodor. Poate că... Da, văd că și tu spui același lucru, nu ești primul din persoanele, sigur că aici, într-un în onești, un oraș foarte mic, poveștile astea provinciale merg foarte repede, dar eu cred că nu e vorba de povești aici pentru că ești al nu știu câtelea om care îmi spune că se măreau chiriile de la o lună la alta. Este, se pare, începe să devină o, aproape o certitudine acest lucru. Oamenii ni s-au plâns direct. Eu am avut discuții cu Toni și o să-l căutăm în țară, mi se pare că s-a mutat la Timișoara, din câte știu eu. O să încercăm să avem o discuție și cu dânsul, să vedem care au fost motivele, pentru că motivele nu sunt neapărat cele financiare, din ce bănuim noi ca presă e faptul că se dorea întotdeauna prin acest lucru ca chiriașul să nu stea o perioadă prea lungă de timp, deci să nu afli prea multe și imediat să vină altul, iar îi mai mărești chiria, ăla iar pleacă, vine altul, vine altul. Cred că e un mecanism interesant pentru a câștiga și bani mulți, dar în același timp să nu ai pe unul care la un moment dat să se sature, așa cum s-a întâmplat cu drama acestui tânăr Justin Gondoș, care a lucrat aproape 14 ani fără carte de muncă, iarăși o chestiune foarte gravă din punctul nostru de vedere și dacă stăm la taclale, dragi oneșteni, ajungem până mâine, tot avem câte ceva de discutat despre Casa de Cultură un, un tânăr care și-a ratat cariera, putem spune așa, pentru că el a sperat și a fost mințit până la urmă că dacă va rămâne și va lucra și în curtea domnului Adobricăi, asta spune din declarațiile pe care ne le le-a dat Justin, că va avea carieră muzicală, că nu știu ce, până la urmă, după 15 ani și Justin s-a săturat de toate acestea. Ați văzut interviu. Florine, ce ar mai fi de adăugat? Că sunt multe de discutat despre această casă de cultură care din punctul nostru de vedere numai casă de cultură nu este. Doar să precizăm că poate telespectatorii te nu știu, domnul Tone Anton este patronul discotecii Baby Star care funcționa acolo și vreau să spun că nu numai el a plecat, ci a plecat și cel care a venit, celălalt patron care a venit după el. A, din a sau mai întâmplat și alte. Da. Și Iustin Gondo și toți care sunt acolo deci uh, uh, pur și simplu au fost jupuiți de domnul Adobricăi uh, ar mai fi de adăugat că uh, există acum un pericol și mai mare în afară de uh, faptul că autoritățile se complac sau ca să zic mai bine complicitatea autorităților Așa pentru că festivalul ăsta trebuie încetat să mai funcționeze, să mai uh, 20 ceva de ani, dar chiar românul chiar nu se trezește niciodată, încă 50 de miliarde să mai ducă aiurea, ce folos în 20 de ani. Deci festivalul trebuie făcut, dar trebuie făcut în mod legal, bani mai puțin cheltuiți, fără chestia asta cu transport gratuit și masă, asta păi da, și eu, eu, îți dau o veste, da, dacă da, până la... Hai să facem următorul scenariu, că acum sunt la modă în talk scenariile. Pleacă domnul Adobricăi și vine director domnul Nicu Pârvu. <laughs> Eu nu văd să plece domnul Adobrică decât dacă se implică Direcția Națională Anticorupție în uh, cazul ăsta, pentru că e vorba de zeci de miliarde, deci spunem vreo 50 de miliarde de la Consiliul Local, dar sunt și miliarde de la Consiliul Județean. Sunt, uh, gândiți-vă că sunt o grămadă de sponsori care au contribuit și aceia cu bani. Uh, festivalul a costat sute de miliarde, probabil uh, a înghițit. Ah, în da, uite, aici nu m-am gândit. Uh, deci, în afară de banii pe care i-a primit uh, Casa de de la primărie, au fost și foarte mulți bani de la sponsori. E bună întrebarea. Văzut și ce s-a întâmplat cu, cu acei bani. Dar te întrebam, ca scenariu, dacă vine, știi, ca, la, ca în politică, dacă pleacă și rămâne domnul Nicu Pârvu, cum stau treburile? Va fi mai bine, mai rău? Cum Vestul? Va fi același lucru, pentru că și domnul Nicu Pârvu este crescut și a trăit împreună cu și s-a ridicat împreună cu domnul Adobricăi. Noi am spus mâna dreaptă a domnului Adobricăi probabil că L-a rugat și pe dânsul să dea un interviu, a refuzat, a spus că este frică. Ne-a declarat că este frică, domnul Părvă. Ei doi sunt părtași, au mai fost părtași, dar problema cu Adobrica e că nu vrea să scape nimic la alții decât firmituri. Nu știu cum te s-a înțeles cu, cu domnul Părvă, dar a plecat, a fost și Puiu Crețu acolo care a lucrat. Dar... Uite, îl invităm și pe Puiu Crețu dacă dorește să vină să, să discutăm despre acest aspect. Desigur, noi suntem deschiși ca televiziune să vină și domnul Adobrică să-i spună punctul de vedere, să vină și domnul Nicu Pârvu, Asociația Caselor de Cultură, Puiu Crețu, oricine dorește. Noi chiar am spus, uite, vorbeam cu doamna Simona, care a fost metodistă la Casa de Cultură și care s-a mutat în Bacău și dânsa a spus că este dispusă să vină să laude pe domnul Adobrică cât de cinstit, cât de frumos, cât de corect a fost domnul Adobrică. Și am spus, da, suntem de acord. Deci vorbesc foarte serios. Așa a spus, domnul că nu are niciun fel de, de, pată, niciun fel de greșeală, domnul Adobrică nu a pus mâna pe niciun bănuț. Bun atunci, dar dacă n-a pus mâna pe niciun, unde sunt banii? E o întrebare firească, ai oneștenilor. Vrem, mi-aș fi dorit să-i văd banii măcar să dea o găleată de varpă casa de cultură, nu? De aia te întrebam la început. Nu s-au văzut acești bani. Nu ar fi trebuit să existe în dotări, în sonorizări. Erau niște boxe vechi acolo, niște trăznăi. Nu. Unde sunt banii, domnule? Unde sunt banii? Unde sunt banii, domnul? Domnul Adobricăi sau Raza cea neagră de soare, cum mai ziceam eu, cum mai arătam câteodată, nu va pleca așa ușor, pentru că el acum este în situație și mai minunată. Chiar dacă te am, o să zic, nu se mai face, vine Oneștiu cu o altă denumire, ca să nu, să nu facă prostia Oneștiu să-i plătească, să-i cumpere de marca. Că poate să, Oneștiu poate să pună festivalul eu, Oneștiu. Eu cred că ar putea face obiectul unui proces, pentru că această marcă reprezintă, de fapt, banii oneștenilor. El și-a însușit deci ți-ai făcut un prestigiu. Ce înseamnă marca? Un prestigiu, un brand. Ți-l ai făcut pe banii oneștieni și după aia tu ți-l iei pe persoană fizică. Eu cred că ar putea face obiectul unui proces, din punctul meu de vedere, că până la urmă. Noi aici discutăm presa, noi ne uh, facem supoziții, dar până la urmă tot un procuror, tot un judecător poate să aprecieze și să investigeze mai departe decât noi, pentru că posibilitățile presiei, dragi prieteni, uh, sunt limitate. Dar, în schimb. Cel mai mare avantaj al presei este uh, dreptul la libera exprimare. Acest lucru l a făcut uh, și Justin, acest lucru uh, l-a făcut și domnul spânul, la uh, acest lucru l-am făcut și eu și iată și uh, Florin Tănase. Pe final, ce ar mai fi și mai discutăm și da, altă dată. Dacă... Pe final, uh, chiar uh, vreau să dau și eu o sugestie și, mă rog, uh, un sfat, pentru că uh, vorbeam, uh, spuneam că a că o vom mai duce mult și bine. De ce? Pentru că știți acum uh, ca imobil, a cui este Casa de Cultură, ca imobil, deci ca, ca și construcție, este a primării onești. A fost trecută în patrimoniu cultural, dar încă nu și administrația. Deci în momentul ăsta de față, primăria ca și proprietar al imobilului trebuie să bage bani. Adobrica o să ia în continuare taxe de la așa, dar nu o să bage bani în clădire, pentru că trebuie să bage primăria, e obligată. Și el trăiește mult păi și stai bine. Stai ca și o să-l caute pe Teodora Adobrica, e mult și bine pentru că nu există Teodora Adobrica. Eu spun, pe mine mă cheam Toadera Dobricăi Deci iată, un subiect interesant Am înțeles că e și un proces pe rol Din câte mi-am dat seama Este un proces Eu acum vreau să fac un apel la liberal, Pentru că din păcate În chestiunea asta În primă fază Primarul actual Laurentiu orențiune A avut o atitudine bună În sensul că a dorit să treacă Casa de Cultură în, în proprietatea Oneștiului Pentru că este a Oneștiului Uh, și uh, uh, s-a împotrivit, uh, mă rog, doamna Dobricăi, care e al uh, Asociației Caselor Naționale, uh, și uh, împotrivirile au fost susținute și de liberal, deci eu zic că, uh, din păcate, uh, și liberal trebuie să ajungă la un consens, pentru că această casă de cultură a trebuit să fie a oneștiului, pentru că deja s-au cheltuit 50 de miliarde, dar nu mai punem și banii care pentru văruit, pentru... Uh, s-au fost ajutoare, de uh, 300 wow. de milioane de dat neghină numai pentru Ui, căldură, pentru... Uite, aici vreau să spun o chestiune, totuși. Eu am o nedumerire. Tu spui că liberalii s-au opus, dar majoritatea aparține UNPR-PSD la Onești. Mă mir, câțiva liberale au reușit să răstoarne această situație? Uh, situația nu a fost răsturnată doar la modul ăsta, pentru că este vorba de, de patrimoniu. Deci, când este vorba de patrimoniu, hotărârile în Consiliul Local se iau cu două treimi. Deci, da. este un imobil care intră în. e, e vorba de, de o valoare, o construcție, da. nu? O clădire da. care intră. Mai avem exact un minut, Florin? Da, deci uh, sfatul meu asta ar fi să ajungă consilierii locali, să ajungă la un înțeles așa ca să fie uniți și împreună să, să obțină Casa de Cultură care să devină a oneștiului și atunci să se facă într-adevăr cultura acolo, iar domnul Adobrica are firme, are, are, are posibilitatea să ocupe de activitățile lui private. Ai vreun vis? Să redevină Casa de Cultură un lăcaș? De artă, de cultură? Da, ăsta este visul meu, să văd și eu că, că se fac uh, dansuri, se face uh, actorie, uh, picturi, se face cultură, tot ce înseamnă cultură, să văd că acolo mișună cultura, că e cultura la ea acasă, că de-aia se cheamă casă de cultură, nu? Deci, ăsta este visul, să, într-adevăr, să avem cultura autentică, și autentică nu păcă, păcălel din astea, să ne lăudăm că, vai, avem tiamul care, de fapt, e o escrocherie, o, e, e o impostură, e, e fals, e, nu e nimic adevărat. Iată, dragi prieteni, nu numai televiziunea exclusiv, ci și presa oneștilor a încercat împreună cu noi să demonstreze dacă se mai putea încă o dată, pentru că oneștenii, toți cu care am discutat, sunt dornici să afle noutăți. În ceea ce privește ancheta noastră jurnalistică. Ne dorim tare mult Casa de Cultură să redevină a oneștenilor. Mulțumim încă de pe acum instituțiilor statului, abilitate, instituții cărora noi ne-am adresat și am găsit deschidere pentru acest lucru. Noi aici, presa, televiziunea, nu facem acuzații, noi aducem doar în discuție un subiect care. În acest an, nu mai putea să sufere niciun fel de amânare.